O să am un mesaj biblic, apoi o să ne rugăm, o să facem ungerea cu un de lemn pentru persoanele care sunt bolnave, pentru că în această carte, care este revelația lui Dumnezeu, Biblia, Dumnezeu spune oamenilor ce să facă atunci când sunt bolnavi. Să fie unși cu un de lemn prin credința pe care ei și cei care le fac ungerea o au. O să citesc un pasaj în care se vorbește despre o femeie. Pasajul e din Cartea 2 Împărați, capitolul 4, începând cu versetul 8. Femeia aceasta a locuit într-o localitate numită Sunem, drept pentru care a fost poreclită Sunamita. 2 Împărați, 4 cu 8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe Sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem să facem pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea asta vei ține un copil, vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mama sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat? Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu te oprești pe drum decât când ți-o spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată-o pe Sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut de cunoscut. Atunci a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi? Și Elisei a zis lui Gehazi, încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul meu că nu te voi părăsi și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le-a luat-o înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit.
Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Este o onoare pentru mine să stau în fața dumneavoastră așa de multe persoane de gen feminin și să spun predica aceasta, care îmi place să cred că se va încadra în peisajul sărbătorii și, de ce nu, va atinge inimile dumneavoastră, pentru că ea nu vine de la mine, eu doar o verbalizez. Mesajul acesta este vechi de mii de ani și dacă nu ar fi fost autentic, n-ar fi supraviețuit. Falsul nu ține mult. Astăzi aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre alege să înflorești. Este un imperativ, este un ideal, este un vis, este o nevoie. Aș vrea să vă spun gândurile pe care le-am pregătit în sufletul meu legat de titlul acestei conferințe și o să încep aducându-vă aminte că viața trebuie trăită așa cum este, pentru că ne-a fost dată fără să o cerem și ne va fi luată fără să fim întrebați. Ne trezim în viață și la un moment dat nu ne mai trezim în viață. Între aceste două evenimente este viața. Și dumneavoastră știți cum este viața. Fiecare om viu știe cum este viața. Este așa cum este. Dacă cineva ne-ar întreba ce ne dorim mai mult decât ce suntem și avem, am avea o listă lungă. Dar asta nu o să se întâmple niciodată. Dacă vom învăța să ne adaptăm cu viața pe care o avem, ne vom bucura de ea. Dacă vom fi nemulțumiți de viața pe care o avem și vom trăi în mintea noastră cu imaginea unei vieți care nu există, nu vom avea nici pe aia și nu ne vom bucura nici de asta. Eu nu știu niciun faliment mai mare decât ăsta. Să trăiești o viață de care ești nemulțumit. A alege să înflorești este o acțiune intenționată. Este un scop. A alege să înflorești în ciuda unui context de adversitate, un context în care ești predispus să te ofilești, este o datorie, este o luptă. M-am gândit să vă întreb de câteva ori în timpul vorbirii mele, vei alege să înflorești sau să te ofilești? În lumea noastră sunt mulți oameni ofiliți. E adevărat că uneori ne ofilește boala, ne ofilește suferința, necazurile, ne ofilesc alții, ne ofilește viața. Dar conferința nu se numește decât alege să înflorești. Asta presupune o intenție, un scop, o perspectivă, un vis pentru care trăiești. Este o alegere în care trebuie să te implici, pentru care trebuie să plătești un preț. Exact cum sunt celelalte vise pe care le aveți în suflet, ca femei, soții, mame. A nu alege să înflorești înseamnă să lași loc întâmplării să-ți conducă viața, să lași loc hazardului, ba chiar să lași loc altora care încearcă să te manipuleze, să te exploateze. Alege să înflorești și refuză să te ofilești. Noi avem puterea să ne controlăm viața. Adevărul este că uneori ne place să o controlăm pe altora și uneori mai mult ne implicăm în viețile altora decât în propria noastră viață. O plantă, dacă nu înflorește, după un an moare. De asemenea, o plantă care înflorește produce polen, produce miresme, produce culori. Eu știu că femeile sunt mai predispuse la frumos și am văzut-o pe soția mea, pe fiicele mele și de multe ori pe dumneavoastră care trăim în același anturaj, cum vă bucurați de mirosul unei flori. Bărbații nu au obiceiul ăsta, decât poate foarte rar. O floare are ceva de oferit. Ea este foarte sensibilă. Nu-i ca un pom, nu-i ca un tractor.
O floare e foarte finuță, e foarte delicată, însă ciudat este că e plină de culori, de miresme frumoase și de polenul care îi asigură perpetuarea. Elementele care o fac să înflorească pe o femeie care alege să înflorească sunt iubirea, încrederea, poate chiar nevoia și, sigur, motivația. Lea, dacă vreți să vă aduc aminte de o femeie din Scriptură, a înflorit lângă Dumnezeu într-o viață de suferință, pentru că soțul ei n-o dorea. Iochebed, o altă mamă, mama marelui profet Moise, a înflorit urmând planul lui Dumnezeu să nască copilul ăsta interzis, doar pentru că s-a simțit responsabil în fața Creatorului și a intrat în istorie. Și de câteva mii de ani se pronunță numele ei ca numele unei femei care a ales să înflorească. Ana, de care vorbeam puțin aseară, a înflorit învingând ironia și disprețul consoartei ei, Penina, și alegând să se poarte cu eleganța care era specifică ei, cu această femeie care merita altceva. Rut a înflorit iubindu-și soacra și primind o nouă viață lângă noul ei soț, fiindcă era văduvă. Abigail a înflorit salvându-și soțul, un om care n-avea prea multă minte, avea numai ambiție și nebunie, dar ea a fost o soție care l-a iubit și care i-a salvat viața. Maria a înflorit ascultând de Dumnezeu cu orice preț și a sfidat logica firii dând naștere unui copil fără tată. Priscila a înflorit slujind alături de soțul ei în bisericile din Corint și din Efes. A stat vreo 13-14 ani în Corint, ajutându-l pe soțul ei să predice Evanghelia și să construiască biserica, să dezvolte lucrarea lui Dumnezeu. Apoi s-a mutat în Efes, marele centru comercial din vremea aceea, și a făcut același lucru. O femeie care și-a dedicat viața lui Dumnezeu. O femeie care a înflorit în maniera aceasta. Aș vrea să spun câteva caracteristici și contextul femeii din Sunem, pentru ca să plecăm de la contextul în care ea trăia. Biblia ne spune că a fost o femeie bogată. Asta înseamnă că a fost harnică. Biblia ne spune că a fost o femeie fericită, o femeie care trăia în armonie, în consens cu soțul ei. Asta înseamnă că a fost înțeleaptă. Biblia spune că a fost o femeie credincioasă lui Dumnezeu. Asta înseamnă că a fost supusă lui Dumnezeu, evlavioasă, o femeie cu o viață sfântă. Însă ea a avut o mare problemă. Ce coincidență! Aseară vorbeam despre o femeie care nu a avut copii și și-ar fi dorit mult să aibă. Astăzi, aproape întâmplător, vorbim despre o altă femeie cu aceeași problemă. Ea nu a putut să nască copii. Deci, această femeie avea o mare dorință neîmplinită, o mare nevoie încă neîmplinită. Ceea ce mă surprinde pe mine la această femeie privind contextul ei este că ea a ales să înflorească, deși în spatele sufletului avea o problemă neîmplinită, ascunsă, pusă, dacă vreți, în hold. Ea nu a permis acestei probleme să o trântească la pământ. N-a dus o viață de femeie ofilită. Avea o problemă, dar n-a lăsat ca această problemă să devină tot orizontul ei. Ea nu a lăsat trecutul să-i strice viitorul și și-a folosit prezentul ca să înflorească. Cum a reușit ea să înflorească în ciuda faptului că Dumnezeul pe care i-a onora cu viața, cu alegerile ei, cu maniera în care își cheltuia timpul și banii, Dumnezeul acesta nu i-a răspuns rugăciunii să-i dea un copil. Ea nu a lăsat problema pe care o avea să-i definească existența. Dimpotrivă, și-a trăit viața ca și cum nu ar fi avut nicio problemă. Dacă vreți să mă credeți, cel mai important lucru pe care l-am spus sau îl voi spune până când închei este acesta. Femeia aceasta nu a lăsat problema pe care o avea să-i definească existența, ci dimpotrivă, ea și-a trăit viața
ca și cum problema aceasta nu exista. Alegând să se încreadă în Dumnezeu când avea această problemă neîmplinită, această nevoie, dorință neîmplinită, ea de fapt a ales să înflorească. Dacă s-ar fi concentrat foarte mult asupra nevoii ei, pe care Dumnezeu încă nu i-o împlinise, această nevoie aducea peste sufletul ei amărăciune, frustrare. Iar starea asta de amărăciune și frustrare devenea la ea acasă. Și restul vieții își pierdea calitatea. Și ar fi trăit ca o femeie ofilită, bătută de Dumnezeu, nesatisfăcută. Ea a refuzat să trăiască așa. Era conștientă că avea o problemă, însă n-a făcut din problema aceasta scopul ei. Ea a trăit ca și cum nu avea problema asta. Înțelegem din text că a făcut tot ce a depins de ea până la punctul la care nu a mai putut face nimic. Aduceți-vă aminte că atunci când o întreabă Elisei cu ce o poate ajuta, cum se poate revanșa față de bunăvoința și ospitalitatea ei, eu dacă aș fi fost acolo aș fi spus, om al lui Dumnezeu, tu poți să faci minuni prin ajutorul lui Dumnezeu care te-a chemat să fii profet. Uite ce problemă am, de mulți ani mă lupt cu asta, o țin ascunsă pentru că vreau să fiu demnă în societate, dar sufăr mult, n-ai putea să te rogi pentru mine. Mai țineți minte cum am citit? I-a răspuns așa, eu locuiesc liniștită în mijlocul orașului meu, în mijlocul poporului meu. Unde era problema ei? Undeva în spate. N-a lăsat ca această problemă să-i dicteze starea de spirit. Ea nu i-a permis acestei probleme să devină prioritară. E adevărat, n-a fost nepăsătoare, a făcut totul. Înțelegem din spiritul textului că probabil avea 10-20 de ani de căsătorie, poate chiar un pic mai mult, considerând că în vremea aceea fetele se căsătoreau în jurul vârstei de 15 ani. Poate avea 30 de ani de când a încercat. Sunt sigur că a folosit toate metodele vremii să aibă un copil. Până când a spus, trebuie să mă opresc. Nu pentru că nu mai îmi doresc, ci pentru că nu mai am... Acum știu că nu pot să controlez problema asta. Și lucrurile pe care nu le pot controla, nu le voi permite să mă domine, ci o să le pun în mâna lui Dumnezeu. Și Elisei a venit după ce ea a făcut lucrul ăsta. Și ea a spus... Eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Problema care ar fi trebuit să mă amărască, să mă facă nefericită, am pus-o în mâna lui Dumnezeu. Și acum aștept ca El să facă ceva. Femeia aceasta a ales să înflorească. A alege este o inițiativă personală, este o investiție, este o muncă, e un scop, e o acțiune în care te... implici consecvent, zilnic, tot timpul. În această situație a ales să trăiască viața fericită, lăsând în mâna lui Dumnezeu imposibilitatea ei, limita ei și dorința ei neîmplinită. Când Elisei a spus că o să aibă un copil, ea a continuat cu felul în care își programase mintea. Om al lui Dumnezeu, nu mă amăgi. Ce spune pasajul ăsta? Că ea a mai fost amăgită de doctori, de leacurile vremii, probabil că a cheltuit mulți bani, s-a dus la unul, ăla a amăgit-o, eu o să naști, mâine o să naști. Și probabil că și-a pus multă speranță în fiecare. Anii au trecut și a dat seama că nimic nu funcționează, doar a fost amăgită. Cu fiecare promisiune a înviat din nou și a creat o nouă așteptare. Din nou a spus, voi avea. Și din nou n-a avut, voi avea. Și din nou n-a avut, voi avea. Și din nou n-a avut. Și la un moment dat a spus, stop, nu vreau să trăiesc jocul ăsta, nu. Dacă aș putea să controlez, m-aș lupta în continuare, dar nu ține de mine. Și refuz să trăiesc o viață ofilită. O să pun în spate arșița asta a soarelui care vrea să mă ofilească. O să plec de sub influența ei și o să trăiesc ca o femeie satisfăcută, bucurându-mă de ce am. Am prea multe lucruri care mă ajută să fiu înfloritoare pentru a trăi o viață de femeie ofilită doar pentru faptul că nu am un lucru. Ce femeie înțeleaptă! Cum a știut să-și așeze pe rafturile sufletului lucrurile pe care le avea și lucrurile pe care ar fi vrut să le aibă. Așa se face că a putut să înflorească în ciuda acestei dorințe
profunde, încă neîmplinită. Priviți, vă rog, că atunci când încerci să controlezi un lucru și poți, trebuie să depui toate eforturile ca să-l controlezi. Dar atunci când încerci să controlezi un lucru și nu poți, pentru că ești limitat, lucrul nu este de natură umană, atunci nu are rost să străși restul vieții frustrat. Asta este o dovadă de neștiință, de neînțelepciune. Pentru că nu rezolvi nimic dacă trăiești frustrat, absolut nimic. Doar îți pierzi dreptul să fii fericit. Doar îți pierzi oportunitatea să înflorești. De ce să nu înflorești și să trăiești ofilită? Femeia aceasta a spus, până aici pot eu să fac. De aici încolo, probabil că va face Dumnezeul meu. Și a continuat să se bucure de viață. O femeie înțeleaptă și echilibrată. Nu uitați, doamnelor, surorilor, calitatea vieții noastre nu depinde doar de Dumnezeu. În mare măsură depinde de noi. Pentru că uneori vrem cu tot din adinsul să avem ce nu putem avea sau ce nu putem avea deocamdată. Alteori facem tot felul de alte alegeri, spunem tot felul de lucruri care ne fac parte de multă amărăciune. Dacă încerci să controlezi ce nu poți controla, te ofilești. Te lupți cu Dumnezeu, te lupți cu oamenii, generezi conflicte în familie, generezi frustrare pentru propria ta existență și, în final, nefericire. Ești o persoană ofilită. Ea a înțeles că este mai bine să accepte limita pusă de Dumnezeu și să spere că Dumnezeu într-o zi o va da la o parte. În această situație a ales să trăiască viața fericită, lăsând în mâna lui Dumnezeu problema ei neîmplinită. Observați, vă rog, că neîmplinirea nevoiei, a dorinței ei, nu a condus-o să se ofilească, ci dimpotrivă a fost o femeie disponibilă pentru nevoile sociale, a avut respect pentru omul lui Dumnezeu și când ea l-a văzut pe omul lui Dumnezeu trecând prin orașul ei, împreună cu soțul ei, l-a chemat și Biblia spune că insista întotdeauna când trecea pe acolo să mănânce la ei. Dar nu cu scopul ca mai apoi să spună roagă-te pentru mine ca să am un copil. Nu. Intenția, motivația ei era curată. Una dintre cele mai mari probleme este faptul că uneori, public, ceea ce facem este extraordinar, dar în adevăr, în inimile noastre, motivația la ceea ce facem este murdară. Oamenii însă nu văd din interior. Ei văd doar ce facem pe din afară. N-au bieții de unde să știe ce anume motivează acțiunile noastre. Numai timpul săracul, dacă reușește cândva să ne spună și nouă care a fost scopul acelei persoane, uneori al nostru. Atunci când Elisei s-a rugat pentru ea, era mult mai târziu decât ea ar fi putut să-l invite să se roage. Și când Elisei a întrebat-o, vrei să vorbesc cu împăratul pentru tine? Ea a spus, nu. Dacă cineva m-ar întreba pe mine, hai cu mine că vreau să te prezint la Biden. Vreau să te prezint, să te introduc și probabil că asta îți va facilita multe avantaje în viață. Vei putea să îl rogi să te ajute într-o privință sau în alta și eu să-i spun, îmi pare rău, dar n-am nevoie să-l cunosc pe Biden. N-am nevoie de serviciile lui. Eu trăiesc liniștit aici în Chicago, între oameni ăștia simpli ca mine. Ce ați zice despre mine dacă aș acționa așa? Nu vi se pare că aș da cu piciorul într-o mare oportunitate? Care dintre noi ar refuza să devină prieten cu un congresman, cu un senator, cu primarul? Care dintre noi? Păi sunt oameni care își vând sufletul și demnitatea ca să devină prieten cu primarul. Această femeie are o simplitate vecină cu divinitatea. Prin faptul că refuză orice oportunitate de genul ăsta și alege doar să înflorească, să trăiască liniștită și fericită. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să mai spun și faptul că alegând să se bucure cu responsabilitate de copilul dăruit de Dumnezeu, ea a ales să înflorească. Elisei îi promite că la anul pe vremea asta va avea un copil, lucru care s-a întâmplat. Însă cum a reușit ea ei să înflorească? El era probabil adolescent când l-a trimis să lucreze cu tatăl lui.
Noi toți știm că mamele țin foarte mult la băieții lor, la copii în general, dar la băieții în special. Ea a avut un singur fiu și știți ce a făcut cu el? După vreo 20-30 de ani de așteptare, l-a trimis în agricultură să muncească cu taică-s-o, să bea apă caldă și să-l bată soarele în cap de dimineață până seara. Mi se pare puțin ciudat că a făcut asta. Este destul de neobișnuit. Dar ea știu ce face. Încă un lucru, faptul că soțul ei a avut încredere în ea dovedește că încrederea lui, iubirea lui a făcut-o să înflorească. Când copilul lui a fost rău, el nu i-a spus du-l la doctor. Știi unde l-a trimis? La mama lui. Dar ce, mama lui era doctor? Nu era doctor. Dar de ce l-a trimis la mama lui? Pentru că acest bărbat a învățat din viața cu soția lui că femeia asta se pricepe la orice. Că femeia asta reușește să facă orice. I-a spus, du-l la maică-sa. Și adevărul este că maică-sa s-a comportat într-un fel care sfidează logica. Nu-i spune nimic soțului, îl ia pe copil ca și cum dormea, l-a pus în pat, a închis ușa și a plecat la omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu când ajunge o întreabă, totul e ok? De fapt, mai întâi a întrebat-o Ghehazi, care era un fel de ajutor, de secretar, de asistent al lui Elisei. Și întreabă, totul e ok? Știți ce spune ea? Ai impresia că are probleme acum din cauza copilului care a murit. Spune, da, totul e ok. Cine a făcut-o să se comporte în felul acesta? Speranța și încrederea. Acestea au ținut-o în picioare și când n-a avut copilul și a fost fericită fără copil, și când l-a avut și s-a bucurat că l-are, și acum când l-a pierdut prea devreme. Alegând să respecte decizia lui Dumnezeu în suferință, a ales să înflorească. Ea a fost înfloritoare și când nu a avut copil, pentru că s-a comportat cu înțelepciune. A fost înfloritoare și când a primit copilul și probabil că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, dar ce este ciudat este că și-a păstrat starea de înflorire în perioada asta în care copilul era mort în casă. Nu vă întrebați, dumneavoastră care sunteți femei, o înțelegeți mai bine decât noi bărbații, cum a reușit femeia asta să-și păstreze sângele rece? Să fie așa de rațională într-un moment în care singurul ei copil, pe care l-a așteptat câteva zeci de ani, a murit prematur. De fapt, prematur în sensul că probabil că a trăit vreo 15 ani plus minus, nu știu, Biblia nu spune. Ce fel de femeie a fost asta? De unde atâta stăpânire de sine? Când a cultivat caracterul ăsta? Cine a ajutat-o? Cine a inspirat-o? De ce nu sunt toate femeile așa? Sau asemenea ei? Elisei se duce, se roagă și copilul revine la viață. El îl dă femeii și ea pleacă bucuroasă după ce se închină, îi sărută picioarele și se apleacă până la pământ. Observați, dacă vreți să amintesc și chestia asta, dacă citim textul din perspectiva asta, veți observa că și Elisei a fost foarte pudic în relația cu ea. Întotdeauna un bărbat și o femeie care nu sunt soț și soție trebuie să aibă grijă la micile detalii, pentru că altfel nu vor avea grijă nici de marile lucruri. Dacă vă uitați în text, dacă aveți curiozitatea, citiți-l acasă, să observați că și Elisei îi spune lui Ghehazi să se ducă să o cheme, nu o cheamă el. Iar ea are aceeași atitudine față de Ghehazi și față de Elisei. Doi oameni care depășesc excelența. Surorile mele, doamnelor, în dimineața asta am vrut să vă spun următorul lucru. Atunci când alegem să înflorim, nimeni nu ne poate opri decât Dumnezeu prin moarte. Altfel, dacă ne mai bate inima în piept, putem alege să înflorim. Înflorirea noastră nu depinde de circumstanțe favorabile, ci de propria noastră alegere. Înflorirea noastră nu depinde de oportunități, ci de propria noastră alegere. Alegerea este cel mai important lucru din procesul înfloririi vieții unui om. Resemnarea, frica, descurajarea, absența curajului, toate acestea
sunt lucruri opuse care te ofilesc. Nu-ți trebuie școală ca să înflorești, deși școala nu te încurcă dacă o ai. Nu trebuie să fii bogat ca să înflorești, deși dacă ai lucruri materiale nu te încurcă să înflorești. Atunci când vrei să înflorești, îți trebuie un singur lucru, să alegi să faci treaba asta și să fii concentrat pe această alegere în fiecare clipă. Alegerea să înflorești va conduce la înflorire. Dacă o priviți pe această femeie, a ales în toate fazele astea prin care am trecut în predica mea, când nu avea copilul și era frustrată în sufletul ei. Dar n-a lăsat ca frustrarea asta să fie atât de mare încât să-i fure bucuria vieții. Era doar acolo, pusă într-o cutiuță în sufletul ei. După ce a avut copilul, a continuat să înflorească. Când a murit, s-a comportat ca o femeie demnă, matură și spirituală. Aceasta a fost dovada înfloririi ei. Felul în care te comporți în criză dovedește ce preț ai, ce cost ai. Ar fi ciudat ca acum cineva să înceapă să țipe aici, în liniștea asta, când nu-i deranjat de nimic. Însă atunci când treci printr-o nenorocire, printr-un necaz, printr-o stare de adversitate, printr-un conflict, cum te comporți atunci, arată ce preț ai. Nu când vii aici sau undeva în biserică, nu. În situațiile normale, toți suntem normali. În situații anormale, e lucru mare să te comporți ca o persoană normală. Femeia asta a ales să înflorească. Nu banii au înflorit-o, nici soțul ei iubitor și respectos. Deși toate astea au contribuit, i-au dat confort, i-au dat siguranță, i-au dat liniște. Dar observați, în momentul în care copilul lui moare, ea continuă să stea în starea asta de femeie echilibrată, de femeie matură. Ce părere aveți? Nu este așa că ea s-a dus la omul lui Dumnezeu cu încrederea că el îl va învia pe copil? Nu credeți că cu speranța asta s-a comportat cu atâta siguranță? Pur și simplu, era ca și cum i s-a defectat mașina, i s-a spart un cauciuc și se duce la mecanic. Dar e normal ca mecanicul să aibă cauciucuri. Ce altceva poate să aibă decât cauciucuri și piese de mașină? Dar avea Elisei viață pentru copilul ei? Ea însă a sperat. Ea a sperat tot timpul, până să-l aibă și după ce a murit. De ce? Pentru că în întreaga ei viață și-a dezvoltat caracterul, și-a dezvoltat încrederea în Dumnezeu. Cu ce ne ocupăm? Ce facem cu timpul pe care îl avem? Ce am învățat în viață? Sunt oameni care își neglijează caracterul, care nu folosesc disciplinele spirituale, oameni care le sare țandăra, dacă îmi permiteți expresia, din nimic, se comportă ca niște copii, mofturoși, capricioși, nemulțumitori, oameni care se ofilesc pe zi ce trece, oameni cu care nimeni nu vrea să fie prieten. Stimate Doamne, este important în ziua asta să vă hotărâți mai mult să trăiți o viață înfloritoare, indiferent de experiențele prin care veți trece. Experiențele nu vă pot lua liniștea și bucuria. Dumneavoastră puteți renunța la ea, pentru că nu știți sau nu vreți să plătiți prețul pentru a o păstra. Dacă ai un pet, un câine, e el frumos, dar până la urmă e ca un om în casă, domnule, trebuie să ai grijă de el, mănâncă, bea, aproape ca un om. Nu-i chiar ca un om, dar aproape ca un om. Trebuie să tot ai grijă de el. Costă să ai asta. Ei, la fel și starea asta de înflorire, nu-i gratuită. Este ca un bec aprins aici undeva în spatele minții. Și trebuie să investești în această stare de înflorire, să-i pui apă, ca la o plantă, să o expui la soare, pentru procesul de fotosinteză, să te îngrijești de ea, să-i creezi un climat, condiții și ea va continua să producă flori și polen și culoare și parfum. Unde este parfumul din casele noastre? Unde sunt culorile din relațiile noastre? Unde este polenul de mâine pentru alții ca noi? De ce trăim o viață gri?
De ce vorbim doar de defectele noastre, doar de bolile noastre, doar de suferințele noastre? De ce alegem? De ce participăm la propria noastră ofilire? Când am putea să alegem să înflorim, să trăim pozitiv, să ne concentrăm nu pe lucrurile care nu funcționează, ci pe cele care funcționează. Aș vrea să invit grupul de închinare să vină pe scenă și să fie pregătit să cânte câte o strofă și refrenul din două cântări pe care cred că le-ați cântat la setul 2. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu și este un nume. Știți de ce? Pentru că aceste două cântări, chiar dacă vom cânta doar câte o strofă din ele, au un mesaj foarte puternic. Noi aici suntem diversi din punct de vedere religios. Unii suntem dintr-o biserică, dintr-un cult, alții din altă biserică, din alt cult. Unii suntem mai practicanți, alții mai puțin practicanți, dar toți suflăm, respirăm, pentru că Dumnezeu ne mai dă viață. Permiteți-mi o întrebare incomodă. Ce aveți de gând să faceți cu viața asta? Vreți un pic să vă gândiți cam care este intenția lui Dumnezeu cu viața pe care ne-a dat-o? V-ați pus vreodată întrebarea care este așteptarea lui Dumnezeu cu această respirație pe care eu încă o mai practic? Chiar să nu aibă nicio așteptare? Chiar să trăiesc ascuns de El și indiferent ce fac, tot bine să fie? Dacă v-aș fi pus întrebarea asta când erați copii, nu și-avea rost. Dar noi toți suntem adulți. Cei mai mulți dintre noi avem copii și știm să judecăm lucrurile din viața asta. Întâlnirea noastră se va termina în câteva zeci de minute aici, apoi vom merge la masă, dar nu înainte să facem o poză frumoasă, să ne mai uităm la ea, la bătrânețe. Vom merge la masă și acolo vom mai avea părtășie și încet, încet va veni vremea care ne despărțim și mergem fiecare la casele noastre. Dar întrebarea asta se va ține după noi. Știți de ce vă spun asta? Știți de ce închei maniera asta? Pentru că aș vrea să vă chem astăzi pe cei care deja, cu mai mult timp în urmă, ați luat o decizie să vă apropiați de Dumnezeu, așa cum spunea Eliza. Să aveți un moment de înnoire a deciziei. Dacă simțiți să faceți asta, este neapărat important să faceți lucrul ăsta. Apoi, dacă sunt persoane care n-au luat încă decizia asta, pentru că așa a fost viața, ăsta este un timp potrivit. Sunteți într-o ambianță care trece dincolo de haine și de protecția pe care ne-o punem uneori în mod intenționat și ajunge până în locul ăla intim unde se iau deciziile. O astfel de decizie îți poate schimba locul unde îți vei petrece eternitatea.